Astăzi vorbesc despre expresia a se ține cu mâinile de burtă sau a se ține cu mâinile de burtă de atâta râs. Râs e atunci când râdem. E forma, expresia, modul de a se manifesta al omului atunci când ceva este foarte amuzant foarte comic. Și omul râde atât de tare că se ține cu mâinile de burtă. Se mai poate spune pântece. Burtă sau pântece. Eventual se ține cu mâinile de inimă. Eu personal nu prea am, am auzit și nu folosesc varianta a se ține cu mâinile de inimă, dar am auzit de mai multe ori, și folosesc și eu a se ține cu mâinile de burtă de râs sau de atâta râs. Dacă vrei să intensifici sau să specifici că a fost ceva super amuzant, poți să spui de atâta râs, dar poți să le elimini. Înseamnă același lucru. A elimina înseamnă a-l da la o parte. A se ține cu mâinile de burtă de atâta râs. Se mai poate spune în limba română și a râde cu gura până la urechi. Când cineva râde cu gura până la urechi, adică râde foarte mult și se deschide gura foarte mare și râde foarte mult, este o acțiune foarte intensă și foarte plăcută, de altfel, nu? Râsul. Este foarte sănătos. <laughs> se recomandă a se râde cât mai des. Când ne ținem cu mâinile de burtă de râs, de atâta râs, în diferite situații, interpretările sunt individuale, culturale, um, dar sunt sigură că mulți, nu toți, dar mulți s-au uitat la un film la un moment dat și filmul li s-a părut foarte comic, foarte amuzant. Și a fost atât de amuzant încât oamenii sau cei care s-au uitat la film se țineau de burtă de atât a râs. <laughs> se țineau cu mâinile de burtă de râs. Sau mai poți citi, de exemplu, o carte și este atât de comică Că te ții cu mâinile de burtă. Poți să spui că aseară am citit o carte atât de amuzantă, o citeam cu mâinile ținându-mă de burtă. Am râs o grămadă. <laughs> o grămadă, adică foarte mult. Și dacă tot vorbim de filme amuzante situații foarte comice vă recomand dacă aveți posibilitatea să vedeți filmul Amintiri din Epoca de Aur e un film uh, regizat de Cristian Mungiu și Cristian Mungiu este cunoscut în România ca un, fiind un regizor care a luat mai multe premii iar acest film, Amintiri din Epoca de Aur cred că are două părți Uh, și ar fi minunat să ascultați limba română, deși vorbesc repede uh, și dacă aveți și subtitrare este perfect și poate o să, râdeți cu... o să râdeți atât de tare sau o să vă țineți cu mâinile de burtă <gântări> când o să vedeți filmul ăsta, Amintiri din epoca de aur este foarte cultural așa și care ține de cultura românească pentru cei care au trăit mai ales prin perioada, au trecut prin perioada comunismului. Eu am fost copil mic și nu știu să vă spun foarte multe, dar îmi aduc aminte așa fragmente, ceva puțin. Am avut cât aveam, șapte ani, cred că când, da, șapte ani când, sau opt, acolo, 80, da, opt ani, opt ani, opt ani când a murit comunismul. Așa și în 89, vorbesc de 1989, și mi-aduc așa vag, uh, confuz, da? foarte vag, mi-aduc aminte uh, niște lucruri și mi s-a părut amuzant pentru că e un film foarte românesc și un, un film simpatic, spun eu. 31 decembrie este ultima zi în, din 2021, după calendarul pe care noi îl folosim aici în Europa, totul este cumva relativ, nu-i așa? Dar să zicem că e ultima zi din an, timpul zboară sau timpul trece foarte repede, um, și vreau să vă spun că anul care vine, în 2022, vor fi schimbări pe podcastul meu. În loc de șase episoade săptămânal, vor fi trei episoade săptămânal și va veni și transcripție, pentru că știu că vreți transcripție și niște episoade poate mai scurte, unele dintre ele. O să încerc să fac episoade luni, miercuri și vineri, deci nu duminica, cu transcripție, mai ales pentru episodul de vineri. Asta am vrut să vă spun, timpul zboară, ne auzim oricum de anul nou, probabil duminică, nu promit, dar probabil duminică, cu un episod mai scurt decât de obicei. Și până atunci, dragii mei, un an nou fericit! Sau poți să mai spui spre sfârșit de an, la mulți ani. numai bine și ne auzim la anul.